15 decese provocate de gripă au fost înregistrate până în prezent în țara noastră. Potrivit datelor comunicate de Institutul Național de Sănătate Publică, în perioada 2-8 ianuarie, numărul total de cazuri de infecții respiratorii a fost de peste 102.000, în creștere semnificativă față de situația din săptămâna precedentă, când au fost înregistrate circa 74.000 de cazuri. Actualul sezon gripal a debutat mai devreme, cu un decalaj de circa 3 săptămâni față de perioada 2015-2019. De la începutul sezonului au fost raportate 15 coinfecții de virus gripal cu SARS-CoV-2, precum și 19 coinfecții de virus gripal cu VRS. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție, menținerea unei igiene adecvate a mâinilor și respectarea etichetei tusei și strănutului. De asemenea, în cazul apariției simptomelor, se recomandă consultarea medicului de familie sau solicitarea de asistență la centrele de evaluare sau de permanență organizate la nivel județean. Totodată, se recomandă continuarea vaccinării antigripale.